la azi.ro live. Astăzi vorbim despre cum s-a schimbat fotbalul la nivel de juniori, cum am dat fotbalul din spatele blocului sau din curtea școlii pe fotbalul organizat pe terenuri sintetice la academii de fotbal. Vorbim despre acest subiect, dar bineînțeles și despre subiectele la zi, împreună cu Nana Falemi. Fost jucător, te salut, Fale. Te salut, Dan. Fost jucător la Steaua Națională a Camerunului, să dau așa doar două repere. În momentul ăsta, proprietar de școală de fotbal, da? Nana Juniors, da. E școala pe care, de care te ocupi de câțiva ani buni, da, deja. Am intrat în al cincilea an. Al cincilea an, da. Este. Mai știu copiii cine e Steaua? Când le spui că ai jucat la Steaua? Ei... Fac o diferență între FCSB și Steaua și câteodată mai comentează așa, știi? Na. Eu mă refer la actuala FCSB ca la Steaua, evident. Și, da, cred că e greu de înțeles pentru un copil de 5 ani care n-a prins. Ce FCSB e Steaua sau nu e Steaua? Și tu nici la care ai jucat de și, fapt? Da, și mă rog, nici nu pun atâtea întrebări, știi? Eu iau ca atare. Dacă pentru mine e Steaua, ok, și pentru ei tot Steaua e. Băi, mi se pare interesant că ai avut drumul tău în fotbal după ce te-ai lăsat. Uite că ai ajuns să te ocupi de școala asta de fotbal. Sunt curios cum, care e atmosfera acolo, cum interacționezi cu copiii, cum uite, te simți. E un pas natural, pentru că am acumulat atâtea cunoștințe în zeci de ani de sport și la nivel de performanță, pentru că de mic m-am format în ideea în care să fac performanță. Adică de mic când am mers la Steaua, am vrut să fac performanță. Și am acumulat atâtea pe teren, studii și din experiențe cu alții, știu, din alte sporturi, așa, complementare. Și mi-am format propria viziune. Și e un pas natural acum, după încetarea carierei de fotbalist, să dau mai departe și să-mi pun amprenta asupra fotbalului și să creez o armată de Falemi, să zic așa. E o misiune grea, mi se pare complicat. Trebuie să iei de... uite cât de mici sunt. Da. Ăștia par copii de 7-8 ani, așa, nu? Da, aveau la momentul respectiv, da, 8 ani. Așa, 8 ani, 9 ani. Așa. E, bă, un copil de ăsta e ca o foaie albă, așa, n-are nimic. Tu trebuie să începi să-i scrii. Să-l programezi, să-i scrii coduri. Bravo, adevărat, așa este. Nu este complicat, cunoștințele sunt. Și ideea e că trebuie să ai multă răbdare și să formezi, asta e preocuparea mea acum, să formezi un grup, un colectiv de antrenori, un colectiv tehnic bun, în zona administrativă, în zona de comunicare, un colectiv bun, așa încât... ideile pe care le am să se transmită cât mai bine și cât mai larg, adică să ajungă la cât mai mulți copii și să ajungă exact cum trebuie. Pentru că, de exemplu, în momentul în care ai 5-6 grupe, mie, de exemplu, mi-e greu să mă împart în 5-6 grupe, știi? Și atunci merg de la una la alta și atunci când sunt la o grupă, 4 sau 5 grupe nu beneficiază de prezența mea. Uh-huh. Și atunci asta este preocuparea mea, că atunci când nu sunt acolo, antrenorii și comunicarea și totul să fie ca și cum aș fi acolo. Știi că Hagi s-a enervat recent când i-a spus un jurnalist că e antrenor și a zis, nu sunt antrenor, eu sunt manager. E cu tot o altă diferență, că și tu ai o grămadă de lucruri, el da. Face treaba asta la un nivel mult mai mare. Absolut. Dar, na, îți trebuie cunoștințe și de business, și de vorbit cu oameni, și de organizat. Absolut. Este o muncă complexă cea de a administra un club de fotbal, de a fonda și de a administra un club de fotbal. Na, pentru că mă uit în laptop, am o grămadă de zone. Financiar, juridic, contabil, eu știu, metodic, tehnic, pregătire fizică, astea sunt simple. Plus activități extracurriculare, așa, știi? Și atunci pe toate trebuie să le administrezi bine, știi? Și, de exemplu, vorbesc cu contabila, trebuie să faci XYZ, vorbesc cu juristul, trebuie să faci XYZ și astea sunt lucruri care n-au treabă cu fotbalul, dar trebuie făcute ca activitatea să meargă bine, știi, și în spatele unei munci care la teren se desfășoară timp de, eu știu, 4 ore pe zi sau, eu știu,
în spate sunt 10 ore de muncă la birou, de exemplu, sau drumuri, sau nu știu. Uh-huh. Mă uit pe o descriere a școlii de fotbal aici și ai pomenit și tu de activități extra fotbal. Faceți o grămadă de lucruri, nu? I-ai dus și la meciuri, uite, mers la meciurile echipei naționale în preliminarele pentru Euro 2024. Da, anul ăsta da, o să mergem la aveți o grămadă Bosnia. De meciuri. Da, 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 o să mergem la România cu Bosnia. Uh-huh. Așa? I-am mai dus în preliminarii. La filme, nu? La ce ați mai făcut? Kickboxing cu Ciprian Sora? Da, da, da. Săptămâna trecută am fost la film, la Mutanul Încălțat, ultima dorință, așa. A fost foarte instructiv pentru copii. În decembrie am fost la Avatar. Am început un program de activități sportive care, dacă se aduce aminte, pe vremuri, Steaua făcea cu pregătire fizică cu sensei Florentin Marinescu. Devine Jihan între timp. Uh-huh. Dacă sensei nu știu toate detaliile, da, sensei e profesor, Jihan e maestru. Bun, deci acum e Jihan. Okay. Bun. Și eu am crescut în spiritul ăla. Am crescut în Ghencea, unde erau tot felul de centre, erau secția de rugby, secția de lupte, secția de gimnastică, și de handball, de tenis, și noi toți ne întâlneam în fiecare dimineață când mergeam la antrenament și câteodată mai făceam jocuri împreună. Și vreau să-i cresc în spiritul ăsta pe copii și să învețe judo, să învețe kickboxing, să învețe diferite discipline sportive care le dezvoltă lor o viziune și cresc armonios. Sunt curios, în perioada aia în care jucai la Steaua și interacționai cu sportivi de la toate secțiile astea, cum se uitau ei la voi? Nu erau invidioși? Nu, na, voi apăreați la televizor, aveați toți banii? Bine, când eram mici nu era chiar așa, știi că, na, era perioada junioratului și atunci se punea pe erați la egalitate. Eram la egalitate, dar în general celelalte sporturi, celelalte discipline, cred despre fotbaliști că suntem privilegiați, că noi muncim puțin și câștigăm bani ușor. Uh-huh. Și odată, treaba asta e bună, pentru că atunci când ești fotbalist și crezi că ești rapid, te întâlnești cu un atlet și vezi că nu ești chiar așa rapid. Uh-huh. Alături erau terenurile de rugby și te crezi puternic și când îl vezi pe unul de la rugby îți dai seama că nu mai ești chiar atât de puternic. Și în felul ăsta înveți să te orientezi în pecking order, așa, știi, și să-ți dai seama, treaba asta te ajută să rămâi tot timpul cu picioarele pe pământ și să vrei să fii mai bun, să te antrenezi mai bine dacă vrei să progresezi, știi? Bă, interesantă treaba asta, că uite, aici la emisiune interacționăm cu tot felul de sportivi din multe domenii și dacă îi lua oameni care câștigă medalii de aur, care muncesc de dimineață până seara, au succes mare în sportul lor, un singur exemplu, uite, fetele de la canotaj. Oamenii ăștia sunt formați altfel, că dacă îi pui la aceeași masă cu niște fotbaliști care la 20 de ani se cred buricul pământului, că joacă în Liga 1 și nici nu bagă în seamă reporterul când îi întreabă ceva, parcă nu-s din același film. Cred că au nevoie și fotbaliștii câteodată să se întâlnească cu oameni din alte sporturi. Depinde de educație și odată, pentru că canotajul este un sport care nu te aduce atât de mult în prim plan și nu joci cu, nu concurezi cu mii de oameni în tribună, așa cum concurăm noi la fotbal, știi? Atunci, normal că ego-ul e mult mai mic, știi? La un fotbalist ego-ul e foarte mare, când joci cu 30.000 de oameni în tribună și automat te crezi mai important. Automat te crezi mai important, da, evident. Dar e o chestie de cultură.